Președintele Klaus Iohannis face declarații la deschiderea anului universitar la UMF. Carol Davila din București, îl ascultăm și noi chiar acum. Au de luat o decizie majoră, cea legată de viitoarea profesie. Voi, dragi studenți, ați decis să onorați vocația de medic, asumându-vă o răspundere uriașă, protejarea vieților omenești. Aceasta vă obligă să învățați și să fiți la curent cu inovarea medicală pe întreg parcursul carierei. În ultimul secol, munca medicilor a dublat speranța de viață, a redus dramatic mortalitatea infantilă și a contribuit la dezvoltarea de noi tratamente. Medicina înseamnă viață. O viață mai sănătoasă, acces la tratamente noi și din ce în ce mai bune. Din nefericire, în ultimul an, pandemia de COVID-19 a fost dublată de o epidemie a dezinformării, prin care ani și ani de formare medicală au ajuns să fie contestați în baza unor opinii fără fundament științific sau chiar în baza unor dezinformări deliberate care circulă pe rețelele de socializare. Această epidemie de fake news a pus la îndoială eficiența vaccinurilor obținute prin metode perfecționate de-a lungul anilor. Toate acestea fac munca dumneavoastră deja grea, mai dificilă decât ar trebui. Doamnelor și domnilor, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a-i ajuta pe oameni să conștientizeze că cercetarea medicală și farmaceutică se bazează pe rigori științifice mai înalte chiar decât în alte domenii, pe o verificare meticuloasă a datelor și pe o monitorizare continuă a pacienților. Asta face ca anumite evidențe să nu aibă niciun motiv pentru a fi contestate. Vaccinul, de exemplu, este cel mai eficient instrument de limitare a efectelor pandemiei și acest fapt rămâne un adevăr, indiferent de opiniile unora sau altora. Unul dintre obiectivele majore ale proiectului România Educată este reducerea semnificativă a analfabetismului funcțional și științific. Ne propunem să creștem capacitatea absolvenților educației obligatorii de a se informa din surse credibile și de a discerne între informațiile verificate și speculații. Înțelegerea și asimilarea inovațiilor științifice recente sunt condiții obligatorii pentru ca România să progreseze rapid și să reducă masiv decalajele față de statele puternic dezvoltate. Este necesar să integrăm inovația pe toate palierele vieții noastre, în societate, în economie și, evident, în educație. Cred de asemenea că prevenția trebuie să debuteze timpuriu, încă din primii ani de școală, și de aceea m-aș bucura să văd tot mai mulți profesioniști și tot mai multe opțiuni de carieră în sfera medicinei școlare. Avem nevoie să reconstruim rețeaua de medicină școlară, astfel încât unitățile de învățământ să redevină veritabile centre de informare și prevenție pentru a asigura astfel sănătatea societății de mâine. Pandemia și-a pus puternic amprenta pe toate aspectele vieții noastre și a transformat profund existența omenirii la nivel global. În același timp, pandemia ne-a oferit multe lecții în multe domenii. Medicina a fost în mod evident în prima linie de combatere a efectelor acestei teribile epidemii. Cu toții am conștientizat importanța rolului pe care îl poate juca medicul de familie în dialogul constant și corect a informării pacienților
nevoia de a dezvolta telemedicina și de a debirocratiza procedurile, dar și rolul pe care îl au asistența medicală și medicina de laborator. Sub presiunea pandemică, vulnerabilitățile sistemului de sănătate românesc, perpetuate zeci de ani, au fost evidențiate mai dramatic ca niciodată și au generat tragedii umane care au îndurerat o întreagă națiune. Nu trebuie să ne mai aflăm în situația gravă de a mai stinge incendii. Trebuie să ducem la îndeplinire cât mai repede angajamentul reformei profunde în sistemul de sănătate, de care depinde viitorul generațiilor de medici și siguranța pacienților. Putem acoperi aceste nevoi de investiții și din fondurile prevăzute, inclusiv în Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede aproximativ 2,4 miliarde de euro pentru sistemul medical. Stimați profesori, știu că mulți dintre dumneavoastră ați traversat o perioadă încărcată și dificilă, care pare că nu se mai sfârșește. Presiunea pusă pe sistemul medical și dificultățile organizării procesului educațional în regim online sau hibrid au făcut educația universitară medicală deosebit de complicată. Remarc și consecvența cu care dumneavoastră ați continuat activitatea didactică în această perioadă și ați pus în prim plan nevoia studenților de a realiza și activitățile practice, fără de care nu se pot obține competențele necesare meseriei. Vă cerem multe în această perioadă și poate nu v-am arătat mereu ca societate recunoștința pe care o meritați, dar sunteți indispensabili viitorului acestei națiuni. Formarea următoarelor generații de medici și continuarea marilor proiecte din cercetarea medicală sunt cruciale pentru o România al cărui obiectiv principal este protejarea sănătății propriilor cetățeni. Dragi studenți, ați optat să vă pregătiți pentru o profesie unică prin specificul său, acela de a pune înainte de toate sănătatea semenilor și binele comunității. Vă așteaptă, fără îndoială, un drum anevoios, plin de provocări, dar deopotrivă bogat în realizări și satisfacții deosebite. Îmi doresc să depășim cât mai repede acest val pandemic și să aveți parte de un an academic lipsit de perturbări majore care să vă permită să faceți progrese considerabile pe drumul spre o carieră medicală de succes. Doamnelor și domnilor, pentru că mâine este ziua educației, vreau să urez la mulți ani tuturor celor care fac parte din sistemul de învățământ. Rolul profesorilor este esențial în modelarea parcursului în viața ale elevilor și al studenților. Noi toți, ca societate, trebuie să acordăm o mai mare recunoaștere acestei vocații fundamentale pentru viitorul nostru. În egală măsură, profesorii au marea responsabilitate de a deveni ei înșiși veritabile modele pentru tineri și de a promova înalte standarde etice și profesionale. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa alături de dumneavoastră la această ceremonie și vă doresc tuturor multă sănătate și un an universitar foarte bun. Vă mulțumesc!